Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi se pare că vremea vrea să fie când așa, când așa. Parcă ar fi tranziția și revoluția noastră care ne păcălește de atât amar de vreme. Actualitatea Hunedoreană astăzi cu domnul primar din comuna Râu de Mori, Niculiță Mang, inginer de profesie și prieten al subsemnatului, pentru că ne cunoaștem de câțiva ani buni. Bine ați venit, stimate domn! Bine, v-am găsit, domnule Oprea, și ce să vă zic, așa este. Uite că timpurile fac ca, după ce am colaborat și am lucrat împreună, să ne întâlnim și Întâlniți și într-o, în platourile de filmare, da, da? în platouri de filmare. Astăzi tema noastră este noi investiții la Râul de Mori. Râul de Mori este o comună incredibil de frumoasă. Dragii mei, dacă n-ați fost acolo, să știți că chiar ați pierdut din toate punctele de vedere. E ceva incredibil că poate să existe așa ceva în județ și să nu fie așa aglomerație mare de tot de turism. Știu că Râul de Mori este cea mai înaltă localitate rurală din județ. Sper că nu Da, greșesc. deci aș vrea să vă spun că un pic v-aș contrazice să vă spun că e păcat că nu este vizitată, Cât ar trebui. cât probabil, Cât ar dar vreau trebui. să vă spun că cel puțin în perioada de vară, în perioada, să zic, iulie, august, chiar și din prin iunie, și în anul ăsta, și în anii trecuți, au fost perioade în care era nu greu, chiar foarte greu, de a găsi Cazare. un loc de cazare. La un moment dat am avut o echipă de la Radio Timișoara și chiar dădea pe post că face, dacă nu aveam sprijinul domnului primar, cred că dormeam în mașină. Pentru că Ce-ați făcut, domnul primar? I-ați luat acasă? nu i-am luat Știu că acasă, face și de-astea. le-am rezolvat undeva sus la Râușor, dar efectiv a venit într-o perioadă și mai ales în anii în care temperatura, adică sunt veri, cum au fost vara asta, n-am avut parte de așa ceva, că tot la 2 zile au plouat. Dar au fost și perioade în care timpul a fost, ca să zic eu așa, foarte foarte călduros și din foarte multe orașe La dumneavoastră nu se simte așa nu se ambientia. simte, E superb vara nu acolo. se simte, chiar e diferență între Deva și Râu de Așa e. Mori. Dar uitați, vă dau un exemplu cum este Timișoara. Ăsta este și motivul pentru care foarte mulți timișoreni și-au construit case de Este un vacanță lucru foarte bun și ar trebui în să fie zona și mai mulți noastră. care vin Da. să construiască acolo. Mai ales că aveți zona de agrement de Râușor și dumneavoastră mi-a spus că aveți o dorință să o transformați de Râușor în stațiune. Da, vis-a-vis de zona Râușor, am început chiar în urmă cu 4-5 ani, am depus documentația la Direcția asta Națională de Acreditare în Da. Turism pentru a primi aprobare de transformare în stațiune montană de interes local, deocamdată. Iar documentația, după ce ni s-a solicitat să o reactualizăm, am reactualizat-o și culmea, în luna iulie anul ăsta am primit o nouă adresă, că dacă ne mai menținem dorința să transformăm Râușorul în stațiune, Niște birocrații de la București care la un moment dat, deci nu știu despre ce e vorba, ex dar îți aruncă tot felul de foi în față să te După ce încurce. la prima, după, la, după ce după prima au încercat și ne-au motivat că trebuie să avem un cadastru cu viza de cadastru. Am dus acel cadastru. Am reactualizat
actualizat PUZ-ul, planul de urbanism zonal, l-am actualizat și acela. Deci am făcut, ca să spun așa, toți pașii care ni s-au cerut, iar la această dată vreau să vă spun că dacă ne mai cer ceva, mai le mai dăm. Suntem disponibili să le dați ce vor ei, dar să fac o dată. Ni s-a spus că într-o convorbire telefonică că e mult, e circuitul de avizare până ajunge la hotărâre de guvern. Oare de ce, domnule primar? Mie tot îmi vine să vă spun, director, că primat așa ne-am cunoscut. Da. Oare de ce e așa de greu sistemul ăsta, în loc să poți să faci într-o lună zile să-ți faci într-adevăr ceea ce ai, mai ales că baza tehnico-materială există, Râușorul este renumit și de atâta timp acolo. Dar vreau să vă spun că dacă acum nu trebuie să vă spun asta, că mă cunoașteți la oarecare, să zic așa, experiență pe care o am, nu știu ce se întâmplă, că nu există lună, nu există an în care în unul din domenii, mai ales acum lucrând în primărie, nu se mai complică lucrurile, dar eu n-am văzut în atâția mari de ani să se simplifice ceva. Tendința generală asta a fost declarată. Declarativ este că o să stopăm birocrația, o să reducem birocrația, dar de fapt eu, dacă cineva vine să-mi spună, uite, am simplificat asta, s-o dat și de actualul guvern tehnocrat ăsta, că nu mai trebuie copii legalizate nu știu ce, că ăsta, da, domnule, dar nu e asta birocrația, acele copii legalizate. Sunt mult mai multe lucruri care efectiv, păi, ca să vă dau un exemplu. Dacă emiți un certificat, l-am pățit eu, dacă emiți un certificat de urbanism, până reușești să obții toate avizele, ți se expiră certificatul și trebuie să iei un nou certificat de urbanism și după aceea să te duci de unde ai obținut avizele și să-ți dea că e valabile în continuare avizele. Și atunci, practic, ne învârtim într-un cerc vicios. În ce caz, am avut ocazia să văd, să cunosc cât câștigă un director general într-un minister și am ajuns să cas cu ochii așa cât cepere, cum spune românul, când am văzut că era peste 150 de mii de lei vechi, 150 de milioane, așa, pe lună. Și după aceea mi s-a spus că nu, că de fapt se apropie de 200, dar mai sunt și niște sporuri. Deci, din cauza asta bănuiesc că sunt așa de multe posturi care se țin cu dinții de ele, pentru că sunt bine plătite. S-a ajuns la atât de multe, avize. Vă spun un lucru. Am reușit în zilele astea, în săptămâna asta, în sfârșit să pot emite o autorizație de construcție și un ordin de începere a lucrărilor pentru o școală. Pentru a reuși acest lucru, vreau să vă spun că achiziția publică, licitația, împreună cu avizele de autorizare, mi-au luat un an de zile. Trebuie să ai răbdare în meseria asta, domnule primar. Da, de ce? Mi-au luat un an de zile. Efectiv, acum vă spun și asta, fiind, după cum știți, în iunie au avut loc alegerile. Da. Eram nu dornic, eram supradornic, măcar să torn fundațiile înainte de alegeri. De alegeri. Credeți că am reușit? Nu am reușit. Pentru că nu m-am putut permite, pentru că mă trezeam cu altceva, mă trezeam cu o plângere penală de abuz în funcție. Acei binevoitori. Acei binevoitori care, și... ajutor de băgători de seamă care stau și ce face primarul? Aha, vrea să facă asta. Are hârtie, n-are. Hai să-l băgăm la încurcături. Și efectiv nu am putut să emit ordinul de începere a lucrărilor pentru că nu
finalizasem astea. După ce s-a întâmplat în București, la colectiv, avizul ISU, avizul de la Inspectoratul de Situațiilor de Urgență, pentru cine nu cunoaște prescurtările, este efectiv, nu știu cum să vă spun... semi-prezidențial, cam așa ceva. E sfânt, dacă nu l-ai tăiat. Exact. Deci, adică nu mai poți să faci absolut nimic dacă... Și sunt foarte, foarte atenți să nu greșească, să nu pățească ceva și... Pentru că au fost luați și ei la întors vagoane din cauza asta. Sigur că da. Tragedia asta n-a dorit pe nimeni, dar cineva răspunde. Dar să vă spun ceva, dar am avut o relație chiar foarte bună. La sfârșit, domnul comandant chiar a zis că își cere scuze că nu mi l-a dat mai repede, dar știți, ori mai fost probleme, ori fost așa. Domnule primar, ați construit la Reușor și o bază de agrement, patinoar și terenul de sport. Da, deci mă pot, ca să zic așa... Deci nu e numai schiuri. Cum să zic, mândri sau lăuda, cum vreți dumneavoastră. Și una și alta, că e perfect. Deci mă pot lăuda că am reușit tot așa după multe peripeții legat de autorizări, legat de avize și așa mai departe, în ultimile, să zic, ceasuri. Am reușit tot așa să emit un ordin și o autorizație de construcție pentru aș putea o numi o bază de agrement cu trei terenuri multifuncționale și o să vă spun ce se poate face pe terenurile respective, un teren de basket, un patinoar natural pe timp de iarnă și cu utilizare de tenis de câmp în perioada de vară. Stați o soluție, da. Un parc de agrement în care am reușit și acolo am pus două mese de șah, unde cei care vin la Reușor și, cum să zic, poate nu sunt apți de a lua potecile retezatului și de a face drumeții montane. Fac sport la mesele de șah. Pe lângă acestea, deci terenurile multifuncționale se pot juca pe ele, de la mini fotbal, handbal, basket, se pot pe aceste terenuri. Deci, aveți solicitări? Dar vreau să vă spun că categoric în vara aceasta, deși că pentru Reușor nu a fost o vară prea prielnică, pentru că dacă nu a plouat azi, mâine a plouat sigur. Deci nu a fost un an... Dar măcar n-ați avut secetă și asta e bine. Dacă o luăm pe agricultură și pe zootehnie, atunci a fost bine. Deci ca și terenuri au fost solicitări, bineînțeles ne-am organizat și noi cu... facem ca un fel de bilete din astea valorice, deci ca la film, ca la nu știu ce, pentru că proiectul a fost cu cofinanțarea Consiliului Local în proporție de 30%, am realizat prin trezoreria statului, nu m-am împrumutat în bănci, prin trezoreria statului a fost o hotărâre de guvern și ne-am împrumutat... Ați fost gospodar, nu statul, capul la bănci. Exact, statul ne-a... E mai prietenos. Ne-au împrumutat, ca să zic așa, prin trezoreria statului pentru cofinanțarea care am avut-o la proiectul european și în felul acesta am reușit să îl ducem la capăt proiectul, chiar dacă
că vreau să vă spun că ca să se toarne cauciucul sintetic pe terenuri, a fost nevoită firma de construcții să închirieze cort de nuntă. De nuntă și să bage aeroterme ca să încălzească, încât, dar s-a reușit, totul a trecut, totul s-a terminat cu bine. Cum văd sătenii aceste realizări și ce părere au că acest turism îi ajută acum și pe ei? Să vă spun ceva, oamenii care sunt conștienți de lucrurile vis-a-vis de beneficiile care le pot aduce turismul sunt mulțumiți. Mai mult că în zona Râușorului am reușit să acordăm pe o pășune, fostă pășune a satului Valea Dâlșii, am reușit să retrocedăm, să acordăm despăgubiri și în felul acesta am rezolvat și o lege a fondului funciar, am acordat despăgubiri cetățenilor din satul Valea Dâlșii pentru terenurile care au fost ocupate de amenajarea râu Mare Retezat cu lucrările hidroenergetice. Iar în felul acesta, suprafața respectivă este inclusă în planul de urbanism zonal al zonei Râușor și s-a început și în această zonă să se construiască case de vacanță. Cum ați ajuns și viitoare pensiuni. Cum am ajuns? Da. N-am ajuns. Eu sunt născut. L-ați născut acolo. Eu m-am născut și am crescut în Râu de Mori. Cum am ajuns primar? După o perioadă în care, dumneavoastră știți foarte bine, înainte de Revoluție am fost zootehnist de coască, după care am lucrat în domeniul reproducției și ameliorării, am fost șef de centru timp de 11 ani la HACEG, și o perioadă de 7 ani și câteva luni am fost director la DEVA, la fostul oficiu județean de reproducție, transformat când în direcție de ameliorare, când în unitate de ameliorare. Știți dumneavoastră foarte bine reorganizările care au avut celebrele care au avut loc în domeniul agriculturii. Și în toată perioada asta în care eram la DEVA, la Râu de Mor, după schimbări de doi primari, mi-a venit și mie și poate mai mult de acasă, din familie. Acolo a fost impulsul. Exact. La primărie. Da, deci să vă spun chiar așa a și fost, pentru că după ce m-am trezit primar în primele 2-3 luni de primărie, veneam acasă supărat în fiecare... M-o trebuie primărie. La câți ăsta, Comuna Râu de Mori, pe lângă faptul că suntem în cele 10 comune mari ale... Câți locuitori sunt? 3200. Dar ca și întindere, asta suntem o comună cea mai mare din Hunedoara și cea mai, pe locul parcă 3, am înțeles, ca și întindere din țară. Da. De asta zic că e ceva deosebit. Da, deci, cum să zic, fără să supăr pe colegii mei primari, la întindere cam fac de-astea mici, cred că fac vreo 10-20. Ați fost atent și la locuitorii comunei și ați folosit fonduri guvernamentale să continuați proiectul de alimentare cu apă. Da, deci legat de alimentarea cu apă, am găsit în momentul în care am ajuns primar, am găsit două proiecte nefinalizate, în unul undeva la 50-60% din rețea efectuată, iar la unul doar ceva undeva la 20% din rețea. Necazul a fost altul, că
Poate nu e bine, știți, să aruncăm pe foștii primari, dar la vremea respectivă se vedea undeva în 1998, se vedea rețeaua de alimentare cu apă cu niște cișmele la care vin cetățenii cu găleata și apasă pe cișmea și și apă. Da. Ei, actuala situație în prezent, toată lumea își dorește și cum este normal să aibă baie, confort să aibă european, confort european. Ei, ambele surse de apă, atât din satul Clopotiva, cât și din undeva de deasupra satului Suseni, erau insuficiente. Am reușit ca întreaga rețea să o finalizez în 5 sate, să reușesc să finalizez rețeaua, să pun și în funcție instalațiile, dar din păcate sursele de apă în perioada de vară îmi secau complet și rămâneam fără apă. În satul Clopotiva am avut situații în care își cărau apă cu butoaiele și atunci era necesar să utilizăm rețeaua actuală și pentru că eram și forțați undeva în zona Râușor, că tot am vorbit de ea, eram forțați să înlocuim actuala alimentare cu apă care există de la organizarea de șantier de când s-au construit hidrocentrala, dar vă dați seama cu conducte corodate și așa mai departe, necorespunzătoare la actualele norme care se impun în ceea ce privește apa. Lucrul acesta a făcut să întocmim o nouă documentație, mă refer atât la captare cât și la stația de tratare și o rețea de distribuție. Proiectul este finalizat, suntem în faza care v-am spus înainte legat de școli, de avize. Am obținut și avize de la Apele Române, suntem pe fază finală de la mediu, dar mai avem iarăși ISU, deci Inspectoratul Situațiilor de Urgențe și Direcția Sanitară, unde a fost nevoie să repetăm analizele la niște probe de apă. De curiozitate, în cât timp trebuie să primiți un aviz de ăsta? Acum, după, stați să vă zic, asta s-a făcut, acum, i-a apărut o ordonanță, nu cred că are o lună, e proaspătă, e caldă, o ordonanță în care sunt obligate instituțiile respective să ne acorde în 15 zile avizul, în 5 zile practic să ne someze dacă lipsește ceva din documentație și dacă nu în 15 zile să ne acorde avizul, iar dacă nu ne acordă în 15 zile, intră sub regimul aprobărilor tacite. Deci, adică, dacă nu mă aprobi în 15 zile, să fii sănătos. Vrei să-mi iei bani în 15 zile? Pentru asta, fă-o, dacă nu, să fii sănătos. Am înțeles. Asta este o măsură, eu am considerat că este o măsură bună și să sperăm că un pic de acum înainte ne vom mișca mai repede. Haideți să intrăm într-un subiect foarte drag dumneavoastră și cunoscut, se anume zootehnia. Râul de Mor este o comună unde se face creșterea animalelor de mult timp și se face bine. Avem bovine, avem ovine acolo. Cum îi ajutați? Cum vă gândiți să-i sprijiniți? Da, deci vis-a-vis de creșterea ovinelor, chiar avem un proiect. Avem un proiect în derulare. Este un proiect în care ne-am asociat, am creat un parteneriat împreună cu mai multe primării din alte județe. Este vorba, că vă spun că și știți, este vorba de comuna Șugag din județul Alba, unde sunt din nou crescători de ovine, și este vorba de orașul Novaci din Gorj și comuna Vaideieni din Vâlcea. Mai este o comună, dar îmi scapă numele, din județul Bistrița-Năsăud,
Și deci, practic, e un program național. Exact, exact. Centrat într-un și program național. Un program național a cărui lider de program este Primăria Orașului Novaci. Ce presupune acest program? Crearea de parcă 16 seșuri, societăți economico-financiare. Aceste societăți, la Râudemore, ar urma să se constituie două, iar una dintre ele, pentru că mi-a spus că vorbim de un domeniu drag nouă, este vorba și drag, categoric, e un lucru, dacă se va realiza un lucru benefic, este vorba de crearea a unei societăți cu următorul scop: de colectare, spălare și ambalare, lână. Ei, da. Lână, care ar urma, în cadrul parteneriatului care îl avem cu liderul acestui proiect, Primăria Novaci, să livrăm această lână Primăriei Novaci, unde ar urma să se construiască două fabrici, una de prelucrare a lânii superioare și o fabrică de prelucrare, n-am știut chiar dacă sunt zootehnist, de prelucrare a lânii de calitate a doua, lână mai de calitate mai proastă, pentru materiale de construcții. Se pot face din lână de calitate. Foarte, foarte apreciată lână la construcții. Da, materiale de construcții, și urmează ca la Novaci să se construiască cele două fabrici de valorificare a lânii, și în felul acesta, chiar dacă la această dată, să vedem, nu prea eram eu de acord vis-a-vis de prețul care se oferă, dar totuși, dacă luăm actualul preț al lânii... Păi, dacă vrei să tunzi o oaie, trebuie să dai mai scumpă, tu bani. Da, este mai scumpă costul, manopera de tundere a unei oi, e mai scumpă decât prețul lânii. Exact. Și atunci se discută ca prețul de achiziție, discutam în proiect, să fie de 2,50 €. Deci totuși ar veni 10 lei pe kilogram. Și nu 2-3 lei, cât se face acum. Deci dacă punem 2-3 kilograme cât se obține de la o oaie, da, deci are și undeva 20-30 de lei. Deci e un venit. E un venit, și mai mult decât atât, dacă dai 5 lei la prețul actual pentru tuns, totuși rămâne crescătorul, să zic, cu 25, cu 25 de lei venit și pe lână. Cred că dacă se va auzi de acest program, va crește în mod evident prețul lânii, și mai ales o anumită categorie de speculanți, că nu le pot spune negustori, o să bombăne mult și bine, deoarece veneau și luau pe degeaba, dădeau niște prețuri de risc. Da. Așa, celor care săraci trebuie să facă. Bineînțeles, dacă vom porni, așa cum v-am spus, dacă vom porni cu prețurile respective, categoric că vor fi, va începe concurența. Deci, adică nu vor mai putea veni, așa cum ziceați dumneavoastră, acei speculanți, nu vor mai putea veni numai dacă vor da peste prețul nostru, vor mai putea lua lână. Dacă... Pentru ciobani și pentru crescătorii de animale e un... Da, deci, adică, și bineînțeles că atunci când există concurență, e benefică și în special pentru crescători. În comuna dumneavoastră, cam ce zonă ocupațională găsim? Avem odată, mi-a spus, zootehnia.
Bănuiesc că e și cultura mare. Este cultura mare și vreau să vă spun că cultura mare, din păcate, dacă și în domeniul ăsta s-ar face ceva, zona noastră și în special comuna mea, deci prin satul Ostrov. Observați că spune comuna mea gâlghe de mândrie. Deci satul Ostrov a fost unul dintre principeul care era la acea vreme, a fost unul dintre cei mai mari producători de cartofi. Da. Deci dacă la restul nu ne putem mândri, să zic, cu producția de grâu, de porumb la muntele hectar, colea, că e muntele sub noi, peste noi, așa la cartofi ar fi. Necazul este, din păcate, că cum să zic, supermarketurile cu cartofii din afară. Sunt fer convins că peste un an de zile sau doi ani de zile o să veniți și o să spuneți: domnule, opre, am găsit o soluție și la asta vă desfacem. Pentru că dacă mai multe localități, mai mulți oameni vor să facă un lucru, de obicei le reușesc. Și supermarketurile cred că nu vor putea să aducă marfa așa de păi, bună calitate. Exact, prin inițiativa care am înțeles că este luată în Parlament de a forța supermarketurile de a avea minim parcă 50% sau cât din producție să fie din România. Mă gândesc că și în ceea ce privește mai ales cartoful, care pentru zona noastră este o... Trebuie organizați oamenii, asociații. Da, deci ei sunt, uitați-vă așa cum să zic, la creșterea ovinelor avem chiar pe președintele asociației, pe Pavel, îl avem chiar din Râu de Mor și au făcut o inițiativă peste o săptămână sau cât Dumnezeu, în doi târgul de la Totești, dar deci, în mare sunt crescători, numai din Râu de Mor. Să repetăm informația un pic pentru cei care ne ascultă. Deci pe data de 2 octombrie la Totești se organizează cu breaza de hațec. Cu breaza de hațeg, unii mai patrioți din Valea Jiului zic că este breaza de petroșani. Cert este că țurcana din zona hațegului există, îi concomitent cu cea de la Orăștioara. Nu, pentru că duminică este la Orăștioara, deci nu vă suprapuneți. E duminică? Duminică, la un moment dat s-au gândit și oamenii. De ce să-i văduvim pe oameni să fie în același timp? A fost într-un an și la un moment dat nu știau oficialitățile unde se ducă. Exact. Au fugit odată un pic acolo. Ori mers prima dată la Orăștioara și pe aia au venit la ăsta. Dar e bine și mai ales anul ăsta, normal că e așa că... Deci, dragii mei, duminică la Orășteala și pe doi la Totești. La Totești. Veți vedea niște lucruri frumoase. Bun, haideți să vedem în domeniul educației ce proiecte aveți. Da, deci anticipam când am vorbit de birocrație și de asta, am reușit la o școală primară, pentru că școala primară din satul Ostrov, clădirea de către Comisia Națională pentru Retrocedarea Proprietăților, a fost retrocedată Bisericii Greco-Catolice. Fiind retrocedată, am fost nevoiți de a lua măsura de a construi o altă școală. Și clădirea noastră. A noastră, pentru că la această dată plătim din bugetul primăriei 12 milioane în banii vechi, chirie lunară Bisericii Greco-Catolice de la Lugi. Sunt curios, după ce se va muta școala, ce va face? Ce destinație va avea? Eu știu. Așa. Și vreau să vă spun, bine, timp de 5 ani am stat fără chirie, că așa e făcută legea, dar după 5 ani să scoatem banii dacă mai vrem să stăm acolo, dacă nu trebuie să ne luăm copiii să plecăm. Și unde să plecăm? Bineînțeles, am găsit în imediata vecinătate undeva în spatele căminului cultural și am demarat lucrările de
construcții. Dacă, când ați venit prima dată la primărie, v-ați gândit că o să ridicați și o școală? Nu m-am gândit, dar din punctul ăsta de vedere, deja pentru mine nu mai este o noutate. Vreau să vă spun că de când sunt primar, am de la fundație două cămine, am construite de mine. Am un centru de informare turistică de la fundație, am o bibliotecă cu casa căsătoriilor, o altă clădire construită de mine. Vedeți, în 12... Rămân ceva. Categoric, chiar am spus și am vorbit de mai multe ori așa, că știți cum, după ce nu voi mai fi primar, că probabil după acești 4 ani mă voi retrage, vreau să vă spun că cel puțin voi avea, să zic așa, mândria sau voi putea să spun astea sunt realizate. Eu am proiectat-o, adică sub coordonarea mea s-a proiectat, coordonarea mea s-a construit și iată că la această dată este bună. Centrul de informare este bun, să zic, o bibliotecă, sunt bune căminele culturale. Vreau să vă spun că am avut voci când am început la primul cămin cultural, pentru că la centrul de comună, în căminul cultural, stăteau niște cai. Nu o să spun erau acui, cai foarte citici. Așa, da, și stăteau la umbră, pășteau și stăteau la umbră acolo. Ei, la această dată căminul este într-o perfectă... Dar chiar acui erau cai? Unor cetățeni, dacă mă forța să vă spun, a unor cetățeni de etnie romă. Să nu fiți acuzat de asta cu rasă. Da. Cum stați cu drumurile? Ajungem ușor până la dumneavoastră acolo. Da, deci în ceea ce privește drumurile, pot să vă spun că la această dată comuna mea este străbătută de 2 artere de drumuri județene, iar pe lângă drumurile județene vreau să vă spun că avem o rețea destul de întinsă de drumuri stradale, drumuri în toate satele și din acest punct de vedere la această dată pot să spun că într-o mare parte din sate am reușit întreaga rețea de drumuri stradale. Mai am, ca să zic așa, în satul Clopotiva 4 sau 5 drumuri stradale, uliți, le mai am de asfaltat, dar eu sper că în acest mandat să pot reuși și lucrul ăsta, iar undeva la terminarea mandatului un lucru pot să spun că nu am niciun drum stradal neasfaltat. Dragii mei, oricum, începând cu cealaltă săptămână, bănuiesc că vom difuza filmulețe scurte, dar care să cuprindă esențialul, cu locații din această frumoasă comună, să vedeți ce superbe sunt locurile. Și mai ales e un avantaj enorm că poți să te duci și vara și iarna. Da, da. Așa este. Din punctul ăsta de vedere, dacă atunci când am venit primar, am avut, să zic așa, zeci de kilometri de drumuri stradale, de uliți, da, pline cu noroi, cu bălți și așa mai departe. La această dată, sincer, chiar ar trebui să pun și o să încerc până la finele mandatului să-mi măsor toate drumurile stradale, pentru că dacă mă întrebați așa scurt câți kilometri am făcut, nu știu să vă spun. Păi da, de obicei un om sunt undeva în jurul la 20 de kilometri de drumuri stradale care sunt făcute în perioada de când sunt primar.
Bun, am vorbit de căminul cultural din localitate. Vreți să-l faceți fain de tot? Da, deci, pentru că n-am vorbit de proiecte europene. Deci, la această dată, primăriile din mediul rural au posibilitatea la trei măsuri. Este vorba de măsura 7.2, 7.6 și 4.3. E vorba de drumuri agricole. La această dată chiar pot să spun că cu două din ele sunt cu contractele încheiate. Sunt încheiate contractele pentru studii de fezabilitate, proiectare și firmă de consultanță. Am și avut o tentativă la drumurile agricole, dar poate știți că s-o mai discuta și în presă și peste tot. Este vorba de drumurile agricole, sesiune de depunere, o ținut 5 minute. Deci, a fost de toată jena, domnule. Da, deci o ținut 5 minute și nu m-am mișcat, știți, în stilul nostru adelenesc. Da, dar de ce atâta grav? 5 minute, domnule primar? 5 minute. Dragii mei, să știți că așa e. La un moment dat trebuia să fac niște cereri așa online. Da. Și s-a dat drumul. După 5 minute a spus, gata, sunt ocupat. S-au ocupat toate. Deci vă dați seama că a fost o mânărie la greu. Da, și n-am reușit să depun în alea 5 minute ca să fie, cum să zic, păi s-a blocat să încerc să obțin pe drumuri agricole. Tot la fel, așa cum am zis, deci am, ca să vă răspund la întrebare, deci mai am proiect, vreau apă și canalizare în zona Râu Mare Retezat, la cabanele din zona respectivă. Așa cum v-am vorbit de alimentare cu apă la Râușor, este necesar și pe zona Râului Mare să facem, pentru că sunt chiar mai multe cabane în zona Râului Mare. Iar ca direct la cămin cultural, iar pentru cămin cultural există măsura 7.6 prin care lucrez la această dată la un studiu de fezabilitate și implicit la consultanță în domeniul respectiv pentru a moderniza. El este și la această dată cu grupuri sanitare, cu sală de spectacole, cu tot. Dar dacă există posibilitatea de modernizare, sunt lucruri care se pot face. Este vorba de climatizare, de toate, exact ceea ce ar presupune o sală de spectacole și o sală de evenimente după toate normele europene. Ce planuri, ce proiecte mai aveți în Da, deci, viziunea dumneavoastră? Deci pe lângă ceea ce v-am spus, pentru că am avut și eu campanie electorală și am avut contracandidați care m-au criticat de ce a făcut terenurile de sport sus în vârful muntelui și noi tinerii din comună nu avem unde să jucăm mini-fotbal, da, da, da. Să facem. Pentru acest lucru, pentru că numai la centru de comună am un teren cu gazon sintetic, intenționez ca în acest mandat să fac încă 3 terenuri de sport. Este vorba de satul Clopotiva, Ostrov și Ohaba Sibișel, la care sper ca din anul 2017, pentru că nu m-am prins prin buget, dar nici nu aș avea posibilitatea financiară, ca din 2017 să demarez acțiunea de proiectare și aș vrea să le prind în grup ca o lucrare 3 terenuri de sport în satele amintite. Domnule primar, foarte scurt, avem sub un minut din această emisiune. Ce vă așteptați de la viitoarele alegeri? Ca un politic care totuși ați văzut mult. Viitoarele alegeri parlamentare. Parlamentare, da. Ce m-aș putea aștepta? Eu până la această dată, deci de 12 ani, am trecut prin alegeri locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale,
Până la această dată nu am pierdut în comuna mea, ca să mă refer la comuna mea, nu am pierdut niciun, să zic așa, niciun, nicio, nicio serie de alegeri, adică partidul care, în care sunt și care mă susține. Aici chiar sunteți, de dreapta sau de stânga? De dreapta. Da, deci nu s-a pierdut în comuna Râu de Mor niciodată alegeri. Am înțeles. Și mă gândesc la același lucru, adică îndrăznesc să spun că nu o să pierd nici alegerile ce urmează. Dragii mei, ne vom opri aici. Astăzi, domnul inginer Niculiță Man, primarul comunei Râu de Mori, ne-a vorbit frumos, foarte frumos și cu patima așa de această frumoasă comună, invitându-ne și invitându-vă și pe dumneavoastră să îi vizitați plaiurile. Vă mulțumesc, stimate domn, pentru prezența dumneavoastră aici. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru, pentru prezența dumneavoastră. Nu uitați duminică Orășteara pe 2 la Totești. Și se pare că mâine, poimine și răspoimine, cum a spus domnul viceprimar al Devei, avem zilele recoltei la Sfântul Haun. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi bună. Sunt Adrian Oprea și vă doresc toate cele bune. La revedere!